care spune: ai fost lângă mine în furtună, când vânturi loveau casa mea. Doar Tu m-ai ridicat cu a Ta mână, cum nimeni nu m-a putut ridica. Vreau să vă spun că anul acesta care a trecut, pentru mine și familia mea, sunt aici cu fiica mea, cu Naomi, am avut un an foarte greu. Dar am învățat ceva din anul acesta. Am învățat să fim dependenți de Dumnezeu. Uneori cântăm, slujim cu lacrimi, dar lacrimi de bucurie care și de recunoștință față de tot ceea ce Domnul a făcut în viața noastră. De aceea merită ca Domnul să fie lăudat în după masa aceasta. Apoi, după această cântare, vrem să cântăm și acea cântare care spune: O Iisuse, dă-mi putere! Avem nevoie de putere, frați și surori. Sunt așa de grele luptele, atâtea de multe ispitele, ca niciodată. Icoana aceasta vorbitoare este în fața noastră și de multe ori ne domină, stăm mult în fața ei, în loc să citim Biblia, să citim, să ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul, să pună în noi o pasiune pentru Cuvântul lui Dumnezeu, să strângem Cuvântul Domnului în inimile noastre. Mi-amintesc de oamenii lui Dumnezeu care au fost închiși în temniță și acolo n-aveau Scripturi, dar pentru că ei au adunat în inima lor Cuvântul lui Dumnezeu, la timpul potrivit, aveau acolo ce să spună și la alții. Domnul să ne ajute și nouă să strângem în inimile noastre acest cuvânt care este plin de putere. Te simt, O Iisuse, și astăzi Tu ești lângă mine și acum cu brațul Tău-mi dai ocrotire, căci Tu ești al lumii stăpân. Cu brațul Tău-mi dai ocrotire, căci Tu ești al lumii stăpân. Ai fost lângă mine când vântul lovea casa mea, Tu m-ai ridicat cu a Ta mână, cum nimeni nu m-a ridicat din toată inima. Ai fost lângă mine în furtună, când vântul lovea casa mea, Tu m-ai ridicat cu a Ta mână, cum nimeni nu m-a ridicat. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne. Cum Tu ridici, nu poate ridica nimeni. Am fost copleșit de îndoială și m-am prăbușit la pământ, dar Tu ai venit ca un frate și ai stat lângă mine plângând. Dar Tu ai venit ca un frate și-ai stat lângă mine plângând. Ai fost lângă mine. Ai fost lângă mine în furtună, când vântul loveau casa mea, Tu m-ai ridicat cu a Ta mână, cum nimeni nu m-a ridicat. Ai fost lângă mine. Ai fost lângă mine în furtună, când vântul lovea casa mea, aleluia. Tu m-ai ridicat cu a Ta mână, cum nimeni nu m-a ridicat. Domnul este aici, în după masa aceasta. Vrea să-ți pună picioarele pe stâncă. Lăudat să fie numele Lui, binecuvântat să fie numele Domnului, care ne-a salvat și pe noi. Sunt robul Tău din iubire, sunt liber
prin sângele Tău, ce-ți fiind, Doamne, a Ta ocrotire, când Tu vorbești, Domnul meu, ce-ți fiind, Doamne, a Ta ocrotire, când Tu vorbești, Domnul meu. Ai fost lângă mine în furtună, când vânturile lumeau ca sanga, Tu m-ai ridicat cu a Ta mână, cum nimeni nu m-a ridicat din toată inima. Ai fost lângă mine în furtună, când vânturile lumeau ca sanga, Tu m-ai ridicat cu a Ta mână, cum nimeni nu m-a ridicat. Slăviți să fie numele Domnului.